În apropiere este o peșteră care este una sau a fost una din ascunzătorile preferate ale haiducului Adam Neamțu, care este faimosul haiduc bănățean. Sunt legende în jurul lui. De asemenea, și era cunoscut pentru faptul că ataca convoaiele habsburgice ale armatei imperiale care traversau zona. Bătrânii satelor spun că la peștera de la izvorul Mânzului s-ar fi ascuns de poteră vestitul haiduc al Banatului de Munte, Adam Neamțu. Cosmin Tănasă a auzit despre aceste întâmplări de la bunicii săi și de la alți bătrâni ai locului. Și în sfârșit am ajuns la peștera de la izvorul Mânzului. E o peșteră, așa cum spuneam mai devreme, care a fost folosită de Adam Neamțu. Și ce îmi place mie foarte mult la ea este că are aceste două galerii, sau mă rog, aceste două fante la intrare, care o face să pară ca un monstruleț cu doi ochișori. Aha. Și după ce un pic, după un mic efort, putem urca chiar în galeria principală, care este de-a dreptul spectaculoasă. Se poate merge câteva zeci de metri, după care o să avem nevoie de echipament un pic mai specializat pentru a avansa, dar cel puțin câteva zeci de metri putem avansa fără niciun fel de problemă. Oricum, localnicii știu despre această peșteră, că era peștera lui Adam Neamțu. Mai puțin de Adam Neamțu știau că era peștera de la izvorul Mânzului, unde te puteai ascunde cu diferite ocazii, în special, cum am spus, în timpul acelui de-al doilea război mondial, când foarte mulți s-au ascuns de trupele germane și apoi de rusești, de trupele rusești. Normal că cei care erau contemporani cu Adam Neamțu sau imediat următori, în generația următoare, știau de peștera asta ca fiind a lui Adam Neamțu. Adam Duma, născut în Banatul românesc, la Slatina Nera, a crescut într-o familie simplă de țărani. A devenit dascăl și, după o perioadă, supărat de nedreptățile din epocă, a apucat calea haiduciei. An de zile i-a jefuit pe bogații zonei, iar prada era împărțită între banda lui și sărmanii din satele bănățene.